Înainte ca misiunea lui Isus de pe pământ să se încheie, el a spus o pildă despre ceea ce se va întâmpla când se va întoarce a doua oară. Întâlnirea lui cu cei credincioși este asemănată cu o nuntă, pregătită de Tatăl pentru cei care doresc să facă parte din împărăția sa, iar detaliile din povestire sunt niște indicii despre cum se pregătesc cei care așteaptă-L pe Iisus să revină. Iată pilda. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei invitați la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți mesageri și le-a zis: spuneți celor poftiți, iată, am pregătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la terenul lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe trimișii regelui și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumului și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți cei pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Împăratul a pregătit haine speciale pentru toți cei care urmau să participe la eveniment. Însă unul dintre oaspeți s-a hotărât să intre cu hainele cu care venise. Probabil că era mulțumit cu ceea ce avea, sau poate că nu i-a plăcut haina pregătită de rege. A ales să ignore darul primit și a încercat să participe la nuntă așa cum se afla. Însă împăratul a intrat să verifice pregătirile înainte de începerea nunții. Musafirul a fost observat și pedepsit pentru lipsa de respect de care s-a făcut vinovat când a refuzat haina de nuntă. Ce a vrut Iisus să spună prin povestirea aceasta? La ce fel de haine se referă el? Când Iisus revine, va lua în împărăția sa doar pe cei care au ales să facă binele, așa cum este descris în Biblie și în legea lui Dumnezeu. Astăzi, oamenii consideră a fi bune lucruri despre care Dumnezeu a spus că sunt rele. Ei spun răului bine și binelui că este rău. Ei vor să facă parte din împărăția cerurilor, fiind egoiști, lacomi, mincinoși, nemulțumiți sau neascultători de Dumnezeu. Haina pe care regele Universului vrea să ne-o dea este o viață curată de tot ceea ce este rău. Oricât de frumoase ar fi hainele noastre, tot nu sunt suficient de curate pentru cer. Oricât de frumos ne-am purta, tot avem nevoie de haina cerului pentru a putea locui acolo. Dumnezeu ne oferă în dar inimi curate în care să nu fie deloc egoism, mândrie sau mânie, pline de dragoste, iertare și ascultare. Putem să primim acest dar sau putem să ne credem grozavi și să rămânem cu mintea și inima noastră murdărită de cele rele. Mai este puțin până când împăratul va privi la fiecare dintre noi. Vă invit să fim prezenți la întâlnirea cu Iisus, pregătiți cu inimi strălucitoare, curate și fără pete. Chemați-i pe toți cei dragi, încurajați-i pe cât mai mulți să fie gata. Cerul este pregătit să ne primească acasă. Tată, vreau ca acolo unde este Iisus să fiu și eu.
Vreau să primesc inima curată pe care mi-ai pregătit-o. Îți mulțumesc. Amin.